Gbabromania News, Scene 8, Take 1, and action! Rezultatele semifinalei G-Bob Muntenia 2016. Prima bătălie din 2016 a fost semifinala G-Bob Muntenia, în 18 martie 2016, la Clubul Țăranului din București. Formațiile care s-au înscris la ediția G-Bob Muntenia 2016 au fost mult mai bine pregătite comparativ cu cele de la ediția precedentă și mult mai multe s-au prezentat cu o vestimentație specială de scenă. Din punct de vedere muzical, prin vocea soliștilor de la White Ash și Paper Magic, iar prin violoncelul și vioara celor de la Camera 107, aceste grupuri au ieșit în evidență față de restul. Mai multe formații au comunicat vizual și verbal cu publicul ca anul trecut. Premiile acordate la semifinala G-Bob Muntenia 2016 au fost locul întâi, Paper Magic, care a câștigat votul juriului. Locul 2, Recursive Delusion, care a câștigat votul publicului. Locul 3, Camera 107, care a fost numită Wildcard Act, cu șanse ca în noiembrie să fie primită la finala națională în funcție de modul în care se prezintă celelalte formații de pe locul 3 în semifinalele regionale G-Bob Romania. Restul premiilor au fost acordate de către oamenii invitați în juriu și observatorii din sală. Premiul Psy Sound Studio a fost acordat de Mihai Pop, formației Camera 107, care a câștigat înregistrarea unei piese în studio. Premiul Balcony TV București a fost acordat formației Blue Night Shadow, care a câștigat o prezentare video la Balcony TV. Premiul Blaja Live 2017 a fost acordat de către Adrian Gheorghiu, formației Life on Mars, care va cânta la festivalul din Blaj și care, după reacția publicului din sală, este un festival mai puțin cunoscut în sudul țării. Premiul Mentor Rock Râmnicu Vâlcea a fost acordat de către Mihai Răzvan Mugescu, formațiilor Blue Night Shadow și Paper Magic. Aceste două formații cântă la prima ediție Springfest 2016 în 1 și 2 aprilie la Abbey Stage Bar din Râmnicu Vâlcea. Premiul lui Mihai Dinu a fost acordat formației Paper Magic pentru cea de-a doua piesă din recitalul lor. Această formație, această piesă va avea difuzare în lista lui Dinu la Radio 7 din București și va primi o rotație în playlist la Eclectic FM, un post radio online. Premiul Maximum Rock Magazine a fost acordat de către Nelu Brândușan, formațiilor Paper Magic și Blue Night Shadow. Acestea vor fi prezentate prin câte un interviu la revista de muzică online. Premiul The Intermission.ro a fost acordat de către Gianina Chiricuță, formațiilor The Purple Dandy și Between Colors. Iar acestea vor avea un interviu de prezentare și o ședință foto profesională realizată de Vlad Gheorghiu la The Intermission, noul site de știri muzicale online. În seara semifinalei G-Bob Muntenia, 250 de persoane au urmărit recitalul vicecampioanei G-Bob România 2015, The Kryptonite Sparks. Urmează și fiți pe fază! Semifinala G-Bob Oltenia, în sâmbătă, 9 aprilie, la Râmnicu Vâlcea, în Abbey Stage Bar. Următorul buletin de știri G-Bob România va fi despre această semifinală. Vă voi dezvălui membrii juriului și persoanele invitate ca observatori în sală. Până atunci, la revedere, să ne auzim cu bine. Ne vedem curând.
Servus!